Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Discutăm în această seară despre investițiile și despre proiectele de la Tomești. Invitat Gabriel Cotea, inspector în cadrul primăriei Tomești. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Bun, a venit toamna, se numără, ce se numără, proiectele? Da, se numără proiectele, dar se culege recolta. Contabilitatea la recoltă e mai bine la finalizarea, da? Ori se numere cele finalizate. Da. Am înțeles. Cum e? A venit toamna, e treabă, toată lumea s-a... E treabă. S-a retras în cazarmă, ca zic așa, mai da, mult în concediu, e de treabă. Sunt foarte multe proiecte în implementare în comuna Tomeș și dacă tot ați pomenit de venirea toamnei și începutul noului an școlar, am avut... și unele probleme, unele griji față de începutul noului an școlar, pentru că... Adică s-a asigurat condiții optime pentru că copiii noștri. Cele mai mari școli, cele două școli, școala din Tomei, școala de Pătrășcanu și școala din Gorun, se află prin proces de reabilitare energetică. A, și trebuie să, adică pe de o parte să desfășoare lucrările de construcții, pe de altă parte să aibă loc actul didactic. Sigur. Deci e destul, nu e simplu. Nu e simplu. Că și copii și mai ales că sunt copii, da, și constructorul e în termenul de execuție. Noi am încercat să-l zorim, să facă și treabă de calitate, dar odată cu proiectul, cel mai important lucru este că vin decontările mai greu. Așa. Adică avem situații de lucrări pe reabilitările de blocuri, pe proiecte, ce înseamnă proiecte pe PNRR din dar de ce? Martie. Dar culmea că asta se spune că prin PNRR banii sunt... Da, sunt, dar nu sunt, încă nu sunt decontările, nu la zi, măcar la 60 zile. Și constructorii... Bun, dar sunt foarte multe, nu înțeleg, sunt multe în așteptare pe țară și așteaptă aprobare, da. Trebuie verificate sau bani există, nu? Bun, procedura e clară, nu ai, dacă nu ai corectă documentația, dacă nu ai lucrările la zi executate, nu poți încărca. Corect. Ori întârzierile mai pun unele probleme în desfășurarea păi în condiții optime a proiectului. Nu e nervozitatea la constructor? E nervozitatea la constructor și... Că au și ei salarii, materiale... Păi tocmai asta, intră în contradictoriu cu faptul că noi, de exemplu, cum am spus cu școlile, da? Dorim să se termine mai repede ca procesul de învățământ să decurgă în condiții de siguranță, adică și tu, normalitate. Tu îi cer să termine mai repede, dar da. Pe de altă parte da. Banii întârzie. Sigur. Da, e o problemă aici, uite că e o armă cu două tăișuri cumva. Adică pe de o parte ne bucurăm că sunt proiecte, sunt și bani europeni, dar pe de altă parte riscăm să enervăm, ca să nu spun să omorâm orice, chiar firme, niște orice, constructori orice sau firme. Lucru, da, orice lucru pe care realizăm chiar și un drum, când îl faci chiar plătit. Și orice se creează un disconfort și practic și acest lucru se încadrează în disconfort. E mai rău că sunt oameni la mijloc, vorbim Corect. De muncitori, vorbim de constructori care cel puțin la o reabilitare energetică a unui bloc mai mare cu două scări de bloc, 45 A și B din cartier Tomești, nu au fost decontate facturi din Da, e tristă, martie. Chestia asta. Probabil că, nu știu, sunt și probleme pe la nivel național cu deficitele. Da, cu, da. Abar da. N-am, poate că sunt mai poate, sunt da, în anumite perioade, pe semestre. Poate că trebuie să aloce o anumită sumă, de că sunt foarte multe proiecte. În schimb, la programul național în Ghesalini, lucrurile decurg da? Cât de cât, adică ultima situație e la nivelul lunii iunie. Deci sunt plăți făcute până la nivelul lunii iunie, că am avut și prin programul în Ghesalini în desfășurare unele proiecte care chiar sunt realizate 90%. Bun, spunea primarul de la Tomești, că l-am avut invitat în câteva rânduri, că e o perioadă, e una dintre perioadele cele mai bune, pentru că sunt foarte multe proiecte, foarte multe investiții și făceam, nu știu, o comparație cu ce se întâmplă cu 10 ani. Sunteți de aceeași părere? Adică lucrurile, nu știu... Sigur. Aveți sigur. Atât de multe proiecte încât nu că... E situația scăpată de sub control, să spunem, ca la urmărirea proiectelor, dar la derularea lor sunt atât de o perioadă atât de bună? Da, da, sunt cel puțin în ultimii 4 ani sunt proiecte sunt proiecte vizibile pe tot felul de linii de finanțare, linii, cel da. Puțin și prin PNRR, chiar și prin programe guvernamentale, care nu numai că sunt aproape de finalizare,
dar aduc și o creștere a nivelului de trai a locuitorilor comunei. Uh-huh. Și lucrul ăsta e cel mai îmbucurător, pentru că ce faci un proiect doar de dragul de a-l face. Adică, dar în ce sens aduc o creștere păi, a nivelului de trai? Păi, de exemplu, aș spune ce am realizat până acum. Tocmai vorbeam de reabilitări energetice ale blocurilor, da? Uh-huh. Aici rezultă corect. Mai multe avantaje. În primul rând, factura mai mică. În al doilea rând, altfel arată, deci, din punct de vedere arhitectural și urbanistic, locuințele colective multifamiliale reabilitate. Și ce era acolo cât acum 10 ani la blocurile alea? Da. Ți era frică să... Erau cunoscute așa, nu știu, blocurile groaze sau ce era? Pe la Tomeș, cartierul ăla de blocuri. Da, au fost, n-au fost intervenții pentru că n-au fost nici... Erau și bălării prin jur, adică era o zonă insalubră, câini. Da, erau și garaje. Garaje, erau da, acum da, înțeleg da. Că lucrurile s-au văzut fotografia, da. Am fost și pe acolo, adică se poate intra, nu, da, ți-e da. Teamă, erau, nu știu, așa erau vremurile, na. Lucrurile s-au schimbat, într-adevăr, ceea ce foarte da, bine. Asta dacă vorbim prin proiectele, prin uh-huh. Programul Național de Redresare și Reziliență, la fel aduc plus valoare și proiectele din programele guvernamentale. De exemplu, s-a reușit realizarea unor podețe, unor poduri și podețe care creează mai ușor accesul locuitorilor din zonă la proprietăți sau chiar duc la o dezvoltare piața agroalimentară, un proiect în parteneriat cu Consiliul Județean, iarăși deci ofer condiții în pe de o parte comercianților, sigur, dar da. Și oamenilor care producătorilor locale în primul rând. Uite, și la iarna acum va fi încălzită, nu? Da, da, adică da, nu va fi sigur. Talabe în subțelul liber. Sigur că da. E groaznic să da. Iarna la 0 grade la, sau la minus, stai cu marfa, nu știu, cu... Da. Bun. Sunteți pe inspector pe construcție, nu? Inspector sau pe zona compartimentul de... urbanist da. Și amenajarea hai teritoriului. Hai puțin și... de ce se întâmplă pe zona asta. Nu neapărat în Tomeș, poate că și în Tomeș. Cum e, de exemplu, nu știu, vreau să mă mut acolo sau să-mi caut... Ce sfat mi-a zis dacă găsesc acolo da, cu drag, un teren perioadă, sau... În ultima perioadă sunt multe solicitări privind construirea unor locuințe colective, da. Gen blocuri, sau unor locuințe colective înșiruite, gen mm-hmm. blocuri culcate, să spunem. Da. În Tomești, având un plan urbanistic general în vigoare, un PUG în vigoare, a fost respectat, dacă nu în proporție 100%, dar s-a mers pe respectarea prevederilor planului urbanistic general. De asta, deci aveți acolo PUG, nu? Da, de asta nici nu au apărut blocuri între... De asta nici nu au apărut blocuri între locuințe sau alte anomalii pe care le mai găsim în altă parte în construcții. Sigur, iarăși apar... fenomenul dezmembrării terenurilor în 20 de loturi sau parcelarea terenului, unde acolo cu siguranță se dorește a se construi. Astea iarăși sunt, permite legiuitorul, condiționări pentru un dezvoltator sau pentru cineva care vrea să construiască mai mult de o dezmembrare, mai mult de 12 loturi, întocmește inițial un plan urbanistic zonal să vedem exact ce impact are asupra și dacă este oportun. Da, sunt terenuri sau cum? Le cumpără de pe cetățeanul? Au proprietarii privați, au terenuri. Cumpără au terenuri vânzare, care, cumpărare. Da, văzând prețul terenului, că sunt prețurile ridicate, încearcă să-l valorifice. Mm-hmm. Ori îl dezmembrează să vândă pe loturi, ori doresc să construiască mai multe locuințe. Și a crescut prețul terenurilor? Cam care în general costă? ca peste tot, dar în zona industrială s-au ridicat prețurile pentru că în comuna Tomești au fost foarte mari cerințele pentru a se construi mici afaceri. Zona asta industrială unde e mai aproape spre... E mai aproape spre Iași. Spre Iași, la intrarea... Da, cred că a fost un flux și din zona industrială a municipiului Iași spre Tomești. A avut tendință de extindere zona industrială a municipiului Iași și a refulat spre Tomești. Pentru că, iarăși, în comuna Tomești... I-aduceam la cunoștință domnului primar că lucrăm acum la actualizarea planului urbanistic general și am cerut date despre cifra de afaceri învârte în jurul undeva la 290 de milioane de euro
pentru privați, cu un profit declarat de... Asta e totală? Da. Deci 290 de milioane? Da. Și puteți face, aveți, nu știu, un ordin de comparație cu, nu știu, ce era cu 5 ani sau 10 da, ani? Da, sigur, nu comparăm, este incomparabil. Deci incomparabil, nu? Da, să comparăm cu alte comune care mergem în tandem cu dezvoltarea... Bun, acum nu știu, cu cine vă comparați? Cu Miroslava, cred că nu. Mult înainte. Nu chiar mult. Nu? Bine, și amplasamentul geografic și... Au parcul industrial. Dar știți, totul e... Se poate recupera, nu? Sigur, Știu că la Tomești există o problemă, nu sunt terenuri. Adică dacă vine un investitor acum, mediu spre mare, nu? Da. Aveți să-i asigurați teren? Nu, nu sunt teren. Și atunci el se orientează undeva spre unde? Miroslava, că acolo înțeleg că mai sunt terenuri. Și ăsta e un avantaj enorm, enorm, enorm. Ca să nu mai spun că poate și infrastructura. Da, și poziția geografică și amplasamentul. Da, e așezarea. Da. Sunteți aproape de ea, dar totuși e, nu-i chiar simplu accesul. Da. Da. Și ce profil au firmele care... În general, profil confecții metalice, servisuri auto, fabrica de medicamente, care creează 200-250 de locuri de muncă, din câte am înțeles. Plătesc și impozite acolo. Sigur că da. Este avantajul că plătesc și impozite. Iar și un avantaj... Poate sunt locuitori din comuna Tomeș care vor avea serviciu exact în zonă și da, nu... apropo, dacă pentru locuitori cum e? Bun, au la dispoziție și Iașu până la urmă, că dacă nu-și găsesc acolo, spune, da, își găsesc în... Adică apar, sunt oportunități în... Sunt oportunități chiar și din comunele limitrofe. Învecinate. Da, sunt interesați și vin la Țuțora, să lucreze la Țuțora, de la Holboca, de la... Chiar zile trecute au fost 2-3 persoane care s-au angajat în cadrul unei mici afaceri la Tomeș. Bun, și se lucra mai ușor. De... Da. Mă rog, e cam aglomerat. Asta e. Sunt probleme. Da, apropo de chestia asta, construcțiile atrag și, din păcate, un trafic, dar nu că atrag un trafic că nu mai poți, adică să ajunge la blocaj, să ajunge la nervi, la timp pierdut, chiar și la bani, că orice blocaj duce la pierderi financiare. Cum e la Tomeșcu? Sigur că este aglomerat, mai ales că DN28 este drumul care face legătura cu granița. Da. Și este tranzitat de atât de acum de când s-a mai refăcut și drumul încolo? Numai că încet, încet nu e destul de aglomerat. De asta adică, cred că, adică încă e bine, nu? Încă e bine, dar privind cum s-a dezvoltat zona în ultimii ani, deja suntem îngrijorați de blocaje. Dar sunt blocaje la, nu știu, pe parcursul unei zile? Sunt unele blocaje la primele ore ale dimineții. La șapte, da. În schimb, oamenii locuitori mai folosesc și varianta Dancu, atât la ieșiri cât și la intrare spre Tomești, pentru că peste drum acum a modernizat Dancu doi băieți și vin cu două benzi, desfacerea mai mare. Și vine în Iași prin Tătăraș. Da. Dar în perspectivă, mașinile mari, tirurile care v-am spus că tranzitează drumul, trebuie văzut. Domnul primar, în primul rând, a spus că se vadă exact un proiect de infrastructură mare pentru general, Iașu, aici, nu știu, poate că ar trebui o gândire pe zona metropolitană. Când spune zona metropolitană, mie mi se pare că, nu știu, dacă întrebi autoritățile de la Iași, de la comunele din jur, spune, domnule, treburile merg, dar eu ca și locuitor al zonei nu-mi dau seama dacă funcționează zona asta metropolitană, dacă nu cumva e o chestie așa pe hârtie, că transport integrat, centură, tren metropolitan, toate sunt la nivel de intenții. Da, noi trăim cu speranța că va veni și rândul nostru. Am înțeles tot timpul că dezvoltarea vine din interior spre interior, pentru că din interior spre exterior. Din adică interior, de la Iași la... Din interior spre exterior, localități. Adică, și noi suntem mulțumiți de faptul că circulăm în municipii pe atare bune, ne mândrim cu orașul și așteptăm rândul. Clar că Iașu. Ei, cumva sunt legate, adică și comunele din jur beneficiază și Iașu beneficiază că ai acolo locuitori care pot... Da, da.
își fac o casă, își fac o locuință, poate întreprinzători care își fac o firmă, da. Lucrurile sunt legate. Că acum, știți cum e, acum n-ar trebui să vă supărați, dar eu consider cumva comunele astea cumva ca niște cartiere ale orașului. Așa nu, dar nu ne supărăm. Adică așa bun, este. E bine că sunt cu administrare proprie, dar chiar așa sunt. Adică, bun, că sunt mari și nu știu ce, dar și cred că până la urmă va fi un tot. Cred că Iașul va fi, nu știu, până la podul Iloaiei. Se vede deja că e... Da, nu știm ce se va întâmpla cu centralizarea. Nu, eu nu mă refer pe hârtii dacă vor fi înglobate în Iași. Spun așa ca un tot, că și Iași Miroslava. Ce, e doar un indicator. Sau Valea Lupului la fel, nu știi de unde se... Da, pe exact acolo, nu știu, e un magazin cum ești din Iași. Care e problema? Adică... Da. Nu, astea devine așa, dar trebuie foarte bine gândit pentru că ne putem bloca și unii și alții. Da. Și noi când ieșim din Iași, din municipiu, și dumneavoastră când intrați. Corect. Și atunci trebuie gândit ceva, nu știu, niște trenuri, niște habar n-am, nu știu ce. Da, e vorba de proiecte de infrastructură mare care și deocamdată vor fi beneficii și trebuie luate în calcul, chiar dacă vor fi implementate, eu știu, în 10 ani, uitați-vă 5 ce ani. Se întâmplă, uitați-vă ce se întâmplă în ieșirea din Iași, spre, acolo mai mare problema, spre Lețcani, podul Iloaiei, blocăm, acolo chiar mergi spre toate județele. Da, și, adică spre Tomești, aici, varianta asta spre, nu știu, unde ajunge acolo? Spre... La Vamă, la Sculeni. La Sculeni. Da. Bun, acum... Aș vrea să dăm nume sau așa, dar de ce credeți că, nu știu, se dau autorizații așa? Nu mă refer nici la Iași, nici la un oraș anume, dar așa în general. Vedem răsar, că multe alte, poate și alte comune. Răsar blocuri lângă case, case unde, nu știu, n-ar trebui. Ce cu haosul ăsta urbanistic așa în general? Bun. Sunt foarte multe interese, sunt foarte multe presiuni. Habar n-am, nu știu, ce se întâmplă? Bun, și în comuna Tomești au fost solicitări. Toată lumea, băi, dăm și mie acolo că vreau să, nu știu, dăm și mie aprobare, nu? Locuințe, însă cred că o abordare fermă. Corectă și fermă, adică în sensul că nu se împotrivește nimeni unei dezvoltări, okay, însă acea dezvoltare a fost la nivelul comunei Tomești și a fost și este foarte bine organizată, în sensul că sunt permise construcții, sunt permise un număr de construcții sau de locuințe colective sau individuale sau doar atât cât permite infrastructura actuală. Da. Bun, poate că în rural e mai ok, dar uite în orașe, spre exemplu, sunt construcții fără locuri de parcare, adică mai mult îngreunează decât face bine, să spunem. Poate și e un vid legislativ, să spunem, pentru că numai în municipiu, dar și în comune întâmpini problema legată de locurile de parcare, pentru că din punct de vedere legal sunt foarte puține locuri de parcare atribuite unui număr de locuitori, dar legitorul, pe de altă parte, îți dă voie să te gospodărești, să te administrezi și printr-o hotărâre de consiliu local poți stabili anumite reglementări. Nu faci practic niciun abuz în sensul ăsta dacă stabilești că pentru un apartament minim 2 locuri de parcare, iar la un număr de 10 apartamente cel puțin 2-3 locuri libere pentru vizitatori. Cred că astea pot fi stabilite. Și construcții de dezvoltatori. Dom'le, bun, dar faci parcare subterană, habar n-am, nu știu, mai faci un nivel în jos, adică... Sigur. Nu doar, ok, că știi, că vedem că și lucrurile astea de parcare nu sunt ieftine. 10-15 mii de euro, adevărat. Poate chiar mai mult, adevărat. În alte zone. Da, adică sunt unii chiar și câștigă din parcările astea. Da. De asta și la primăria Tomești, în ultima perioadă, domnul primar nu a comandat, dar a distribuit un sondaj de opinie cu privire la faptul dacă locuitorii doresc sau nu închirierea locului de parcare. Pentru că la Tomești, în cartier, deocamdată parcările sunt pe principiul primul venit, primul servit.
Sigur că oamenii au cutumă în sensul de a ști fiecare unde își parchează locul, însă dacă sunt reclamații în sensul ăsta, noi nu putem decât să le răspundem că locurile de parcare sunt după principiul primul venit, primul servit. Păi vedem că și în Iași, pe lângă blocuri, se mai încetățenește chestiunea asta, că dacă oamenii stau acolo, e locul. Dom'le, pe bun, dar nu e proprietatea ta, asta e viața, e la comun. Pe de altă parte, pentru siguranță și pentru siguranța locului de parcare, adică să știi că ai unde să parchezi mașina când vii acasă de la serviciu sau așa, atunci sunt foarte mulți care doresc să închirieze locul de parcare. Deci există există deja o presiune pe locul de parcare. Nu este presiune, dar... Adică locuitorii au unde parca? Locuitorii au unde parca. Spațiul este generos. Deci este. Dar mulțindu-se începe numărul de mașini, începe să devină la limită și deja noi ne-am gândit... Cine vrea? Sigur, să vedem cum abordăm problema, pentru că de ce să ascundem faptul că poate fi și un venit la bugetul local, anuală, și poate rezolva și o problemă a locuitorilor care doresc siguranța unui loc de parcare. Sau ați auzit discuții că nu dumneavoastră decideți, nu știu, poate să mai fie amenajat de și alte parcări în localitate, dacă e posibil. Alte parcări, dacă vă referiți la privat sau dacă vă referiți Habar n-am, privat. Bun, sunt acum în ultima perioadă, e un trend cu parcările pentru, parcări pentru aeroport. Toată lumea, inclusiv la liniile de rigoare, vin în comune gen Tomești sau comune alăturate să amenajeze o parcare pentru aeroport. Dar de la Tomești sunt câțiva kilometri totuși. Să asigure transport către aeroport, adică oamenii o văd ca o mică afacere. Da, nu-mi dau seama de cât. Probabil că există o cerere, poate pe zona, pe Republica Moldova. Da. Habar n-am, nu știu, ceva au ei în cap, că nu fac aiurea. Da. Dar... Nu, zic, parcări pe, nu știu, pentru cetățenii din localitate. Nu e cazul deocamdată. Nu, dar v-am spus, trebuie văzut și exemple de bune practici, adică unde au mai fost probleme în sensul ăsta, chiar prin municipiu sau în alte comune. Și să venim cu soluții înainte de a apărea problemele. Da, bun, trebuie să o luați în calcul, trebuie să o luați din timp. Pe de altă parte, nici să faceți un loc de parcare scump, mai scump decât, nu știu. Orice altceva, adică plătești pe... Asta niciun caz, nu mai pune o povară pe capul locuitorilor. Aici pe Iași, știți cum e, omul e în stare să dea niște bani, pentru că e un chin, vii seara, vii după amiază de la servici seara și nu ai un umbli de nebun prin jurul blocului sau prin zona și n-ai unde parca. Da. Devine un chin, adică și atunci dai o parte de venit, dai cât nu face vorba aia. Bun, hai să vorbim puțin și despre, dacă toți sunteți specialiști și vă pricepeți, calitatea lucrărilor în construcție. Multă lume are senzația că lucrările astea noi sunt de mai proastă calitate decât cum se făcea odată. Știți cum e vorba? În anii nu știu cât, ce calitate aveau și materialele și blocurile și casele. Acum se face totul la viteză. Sunt responsabili cei care procedează așa, însă chiar și în cadrul realizării unei locuințe sunt anumite etape de urmat. Cel care construiește și comercializează sau... Da, pe la ei mă refer, da. Da, care fac și, blocuri în special. Are și responsabilitate. Nu știu până unde funcționează inconștiența sau... Dar că stai și te întreb, blocurile astea noi, da, așa ca părere, că blocurile astea noi sunt trainice, adică rezistă la bun. Cu siguranță că se dărâmă la prima bătaie de vânt. Dar cred că au mai fost cu tremure de când s-au făcut blocuri noi sau... Cel mai mare a fost ăla din 77, a mai fost unul prin 90. Dar eu zic că soluțiile adoptate de specialiști cu privire la, terenul de fundare sau alte soluții, eu zic că sunt optime. Da. O să luăm o pauză, apoi ne întoarcem și discutăm și despre, continuăm să vorbim și despre investițiile de la Tomeș, despre proiecte, despre planurile de acolo și așa mai departe. Pauză.
Da. Ne-am întors în linia întâi, invitat Gabriel Cotea, inspector în cadrul primăriei Tomeș. Bun, hai să revenim la proiecte și la să luăm ce proiecte aveți în derulare, ce mai aveți în intenții, ce ați dat la spate, ce e gata și așa mai departe. Bun, avem în derulare foarte multe proiecte, după cum v-am spus, unele aflate în desfășurare, în lucru. În desfășurare, eu spun desfășurare în lucru, mă refer, lucru, nu da. Doar pe hârtie. Da, păi nu, dar deja am stadiu, depășit etapa da, asta. Ca asta stadiu, cu hârtia e valabil la autostrăzi. Da, ca stadiu fizic executat, sunt lucrări în proporție de 90%, lucrări în proporție de 50%. Și aici mă refer, de exemplu, avem în execuție extinderea trotuarului pietonal pe strada Stupinelor, în sat Tomești, pentru ca locuitorii comuni din zona respectivă să poată circula și ce în condiții acolo, de siguranță. Pavele sau pur și simplu asfaltare? Da, este o zonă de protecție față de drumul județean și ulterior 1,5 metri de pavele cu prefacerea accesului la proprietăți. Apoi, mai important, avem în derulare reabilitarea unor drumuri afectate de fenomenele meteorologice, de calamități, spunem noi, undeva la 6 km de drum, care a trecut prin toate etapele de atribuire, contestații, licitații și așa mai departe. Da, și acum asfalt, e în execuție, ce? Asfalt. Da, nu, asfalt. Avea asfalt? Sau? Nu aveau asfalt, erau drum, doar drumuri pietruite. Apoi, după cum spuneam, inițial, reabilitarea energetică. Dar spuneți-mi la drumuri, cam cât e asfalt și cât ar mai trebui? Așa în mare, nu știu, jumătate, trei sferturi, cam cât bun, e? Cred că peste jumătate din comună, din comună drum, și mă refer la drumurile sătești comunale. Drumurile principale și așa, astea sunt asfaltate toate. Astea sunt asfaltate toate. Da. Mai sunt nevoie de intervenții la unele care au avut, eu știu, nevoie de canalizare, că până acum poate așa s-a lucrat cu ani în urmă. Puneai asfaltul și ulterior îți dădea finanțare pentru canalizare și trebuia să spargi asfaltul. Asta nu știu, e mare prostie. Dar acum nu mai e. Păi sper. Sper că da, și la Tomeș, dar am vrea să vedem și în alte localități, da. Domnule, nu faci drumul, da. Neted frumos asfalt la negru și după o lună, două luni, stai că proiect european pe canal. Da. Păi, fraților, dar voi n-ați știut? Da, de asta trebuie lucrați instituție, cu instituție nu comunică, nu primărie, Consiliul Județean sau, nu știu, Apa Vital. Da. Păi, noi vrem să facem mai, adică nu e cumva... Și primăria ar trebui să întrebe, dar voi aveți de gând niște lucrări? Nu știu, bănesc că așa există, nu? Da. Cu gaz, cu... Sigur. Și energie electrică, cu apa vital și da, așa dar mai totul departe. Se reduce la finanțare, știți? De asta un program se deschide mai adevărat, repede, da, un program da, știți cum e? Dacă tu știi că, tu primărie știi că, nu știu, la furnizorul de utilități are de gând în, nu știu, peste 6 luni, un an, nu știu, ori prioritizezi un pic, ori mai amâni, ori habar n-am, nu știu, adică n-are să că faci de două ori. Tocmai. Lucruri de munteală. Da, și lucrurile sunt în execuție la asfaltarea drumurilor respective. Apoi, reabilitarea energetică a blocurilor, de care am spus adineauri. Asta aici, e chiar în... Deja ați dat cât un bloc sau câte ați dat? Finalizat. Un bloc și acum suntem finalizând și al doilea bloc. Și oamenii sunt mulțumiți? La primul bloc am văzut că da, probabil o să fie mai mulțumiți după ce trec iarna asta și o să vadă exact facturile. Atunci, pentru că am întrebat în prima fază pe vară dacă simt diferența de temperatură. Adică dacă e mai răcoare că vara, trebuie căldură. Și au zis că da, în general da, dacă e mai răcoare vara față de cum erau, da. Da. La fel, blocurile s-au prevăzute stații de încărcare a mașinilor electrice, au undeva la 4 în cartier. Apoi cu școlile, la școli, reabilitarea energetică a celor două școli e în lucru, execuție undeva la 50%. Bun, și după ce se termină și cu reabilitarea asta energetică la școli, mai e ceva de făcut la școlile astea? Păi la școala Gorun, de exemplu, odată cu execuția reabilitării școlii, am împreună cu Consiliul Județean am avut o oportunitate să depunem un proiect pentru mobilier, pentru dotări. În momentul când am și finalizat dotarea, atunci chiar nu mai trebuie intervenit. Am înțeles.
vor avea condiții optime de învățat copiii din da. Satele respective. Sala de sport, iarăși de la școala de Pătrășcanu. Asta în ce stadie? 80% realizată. Uh-huh. Apoi podețile în toate cele trei sate, în podeț în Tomești, podeț în Chicerea și în Vlădiceni. Acum lucrăm la finalizarea ca să atribuim contractul pentru podeț în Goruni. Mai sunt proiecte în execuție. Dacă stau să mă gândesc, chiar astăzi am participat la demararea unei proceduri de recepție a unor lucrări pe canalizare, extinderea sistemului de canalizare. S-a cerut foarte mult în zona industrială din vechiul Comtom. Uh-huh. Canalizarea mică, îi spunem noi, a fost o porțiune de 3 km care deservește zona halilor industriale și a uh-huh. agenților. Da, sunt mulțumiți. Apoi un centru de aport voluntar pentru colectarea deșeurilor și este tot aproape finalizat, 90%. Nu mai trebuie să racordăm la rețeaua electrică. Ce se va putea colecta? Ce fel de deșeuri? Deșeuri de care? Din astea de toamnă, crengi sau materiale plastice? La ce anume vă referiți? Centrul de aport voluntar va fi exact pentru deșeurile menajere. De acolo vor veni agentul care operează și uh-huh. va ridica gunoi. Da. Pentru că e foarte costisitor. Chiar discutam cu colegul. Bun, aici știu că au fost discuții, da, că primăriile sunt amendate. 3 miliarde pe lună. 300 de mii de lei pe lună costă deșeurile. Da. E o sumă. Da. E o sumă. În contextul în care... Și dacă nu se face cum trebuie colectarea, nu mai vin, dar plătești și amenzi. Cred că o să crească. Asta o să fie o mare problemă. Dacă nu ne disciplinăm, trebuie să se plece cumva și de la primărie. Se lucrează foarte mult. Chiar asta vă spun. Să explice, să educe, că aici nu e simplu. Că noi am fost învățați, lasă-mă, că dacă e domeniul public, e al nimănui. Domnule, nu e așa. Adică arunci ceva pe domeniul public, arunci... Corect. Păi tocmai de asta am atent. Dacă arunci, o faci, trebuie să simți că ești și pedepsit. De asta am și implementat, chiar prin autorizare, un anumit management al deșeurilor, în sensul că beneficiarul unei autorizații de construcții trebuie să facă dovada modului gestionarea deșeurilor proveniente din construcții, din construcții sau din demolări. Pentru că nu există un om avut la orice construcție, mai ales la demolări, sunt deșeuri și ne trezim cu ele pe câmp sau în locuri. Atunci oamenii sunt obligați să ia legătura, le pune la dispoziție firme autorizate de mediu care colectează contra cost respectivele deșeuri, iar la final vin și aduc dovada că au făcut. În cazul în care nu fac, atunci prin hotărârea de Consiliu Local este stabilită o taxă care, înmulțită cu suprafața desfășurată a construcției, dă mai mult decât dacă omul și-ar respecta îndatorirea să se construiește foarte mult. Asta înseamnă rezultă și sau se renovează. Sigur. Și atunci omul sau sigur. Dezvoltator sau cine așa încet, are... Încet oamenii au înțeles. Să înțeleagă, da, nu? Da. Și chiar se vede că sunt mai puțin... Și că erau mari nemulțumiri la început. Mai puține depozite de deșeuri necontrolate, eu știu, pe drumuri lăsate, pe dealuri sau... Da? Da. Bun, știți cum e... Până la urmă, omul trebuie să simtă că dacă nu își face treaba sau dacă face o prostie, plătește pentru prostia respectivă. Adică e amendat, că altfel nu. Dar spuneți-mi, cum se decide, așa din câte, că vorba aia, sunteți în primărie de ceva timp, cum se decid proiectele, ce mai trebuie făcut, ce trebuie introdus, ce... Bun. E cineva care... Bun, sau, la fel, nu știu, cum vă spunea, ele se adună într-un coș sau cum? Nu, la fel cum vă spunea și domnul primar, este o strategie de dezvoltare foarte bine pusă la punct. Așa. Pe teritoriul Comunei Tomești, pe lângă faptul că la începutul fiecărui an, când se face bugetul, sunt luate fiecare părți în parte, apoi este respectată așa strategie de dezvoltare. Strategia înseamnă vin de la nevoi, da? Noi suntem pentru a veni în întâmpinarea oamenilor cu soluții la problemele lor.
chiar și proiectul cu Creșa, de exemplu, care îl avem în licitație, sperăm cât mai repede să dea drumul la execuție. Cum am ajuns la acel proiect? La solicitările locuitorilor, că este necesară o creșă pentru ca oamenii adică să poată... Adică vin și de jos. Sigur. E adevărat, cineva vede că trebuie făcut, sigur, știu, un drum, o stație de autobuz sau ceva, dar vin și oamenii, spun, domnule, nu știu, n-am un să-mi duc copilul sau nu știu ce. Și atunci, venind 10, 20, 30... Da, implicarea cetățenilor în procesul decizional. Bun, trebuie să existe și bani pentru chestia asta. Păi tocmai. Și un pic de răbdare. Și un pic de răbdare și prioritizări. Știți cum e? O părere sau spusă de un om de pe stradă, nu știu, care nu se transformă imediat în proiect, că trebuie căutată sursa de finanțare, trebuie făcut proiect. Corect. Adică e nevoie de o leacă de răbdare. Sigur. Pentru că e un an, doi între... Întreținerea și dezvoltarea necesităților sunt permanente și trebuie prioritizate. Dar e bine că sunt ascultați oamenii, poate și consilierii. Consilierii că ar trebui să, indiferent de culoarea lor politică, eu așa aș vedea să funcționeze, domnule, politic, ok, politic. Votăm că, nu știu, sunt chestii mai sensibile sau că, nu știu, vrem o direcție să apăsăm pe ea și să spunem că cerem un proiect anume, dar în rest nu văd ce politică ar trebui să fie când faci o creșă într-o comună. Asta e de stânga, de dreapta, de ce? Faci pentru oameni. Bun, spuneți-mi, legat de, că tot a fost un fenomen, tot s-a plecat. Cum e comuna? Adică sunt case goale, bătrâni... Au început să mai vină? Care e trendul? Se pleacă sau s-a mai temperat un pic? S-au mai temperat un pic plecările, însă la ultimul recesământ la Comuna Tomești au ieșit undeva la 17.000 de locuitori recesământul populației. Sigur, după 17.000? Da, după așteptările noastre și după, eu știu, prognoza ultimilor 10 ani, recesământul făcându-se odată la 10 ani, așteptam poate mai mult. Mai mult? Da, și față de cerințe. Și poate că mulți nu au fost recenzați sau poate că mulți au refuzat? Nu am întâmpinat dificultăți în sensul ăsta. Sau poate că dar, mulți nu au buletin de Tomești, au rămas cu buletinul pe Iași. Posibil și lucrul acesta sau invers. Foarte mulți care locuiesc în Tomești, dar nu au buletin pe Tomești. Și, păi da. Dar, bun, da, au undeva domiciliu, pe Iași, sau poate, s-au mutat anul de mult sau nu și-au făcut. Dar locuințe singuratice sau, eu știu, părăsite, sate îmbătrânite, cum... Bun, Tomești și o comună lângă și probabil că e o... Vin și mulți tineri sau, mă rog, până în 40-50 de ani, oameni care vin la muncă, pleacă, dar am înțeles. Dar sunt și oameni care, nu știu, se întorc. Sunt care se întorc, care chiar vin la noi și despre ori se deschidă, nu știu, o afacere caută, sau habar n-am. Da, chiar vin și caută linii de finanțare pe fonduri europene. Uitați, chiar și aici, în întâmpinarea lor, conducerea primăriei, domnul primar a venit cu soluții. A înființat un grup de acțiune locală, GAL, Poiana Vlădică, împreună cu Comuna Holboca, și de unde pot fi accesate fonduri atât de autorități administrației publice, cele două entități, primării, cât și de privați. Adică dacă un program pe asociația GAL Poiana Vlădică, valoarea proiectului e undeva la 1.200.000 de euro. 200.000 de euro e funcționarea pe perioada de 5 ani. 500.000 accesează primăriile, da, instituțiile publice, și 500.000 accesează privații, chiar și persoane fizice, proiecte, conform strategiei de... Și ce poți să-ți faci? Păi sunt care au făcut fermă de struți, sunt care au făcut cabinet dentar, stomatologic, în cartier, în Tomești, care și-au dotat un birou cu calculatoare și cu un birou de proiectare, ceva cu calculatoare, cu care au achiziționat utilaje pentru agricultură. Tractor, asta dacă vorbim de privați, iar primăriile au accesat la fel utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală. Comuna Tomești chiar a făcut o porțiune de trotuar, aleea din la primăria Tomești până în cartier la sala de sport.
Deci au fost oportunități care au venit în întâmpinarea solicitărilor celor care doresc să rămână acasă și să facă o afacere. Dar e bine așa, oamenii au fost acolo, au mai prins poate și ceva putere financiară, dar cred că au prins și un alt stil. Da, da. Poate mai multă seriozitate decât aici și s-au întors și cu ce au învățat acolo și cu poate o mai mare rigoare și disciplină. Da. Se întorc și revin să se deschidă aici. Poate creează o firmă, 3, 4, 5, tocmai. 10 locuri de muncă, da. Poate vor să fie mai aproape de părinți, să da, ai copii aici, că nu e simplu să te duci. Da, asta întrebam, dacă observați așa că se vorbește la nivel național că lumea ar începe să revin și nu-mi dau seama dacă da, de asta vă spun întreb. De la firul ierbii că am observat. Deci există da, pentru că vin, vor să-și construiască locuințe și spun că nu mai au fost plecați, așa, sau vor să caute o afacere sau vor să caute o firmă de consultanță care să le ofere sprijin pentru accesarea unor proiecte pe fonduri și europene. Mai e o chestie, sunt foarte mulți bărbați, bun și femei, dar bărbați plecați în construcții. Da. Păi ei acolo au prins, deja știu să facă tot. Înțeleg ce e aia, știu ce înseamnă materiale, știu cum se face. Păi aici e o criză sau, mă rog, o cerere să-și facă și o mică firmă. Chiar să o ia de la, nu știu, nu neapărat firmă mare, dar se caută meseriași. Sunt în ultimii 5 ani, care exemplu în sensul ăsta, care știu o familie care s-a întors acasă cu tot cu utilaje, cu tot cu ce avea în Italia, firmă de construcții, s-au întors toți acasă, toți. Da. 4 membri. Bun, ce alte proiecte ar mai fi neapărat în lucru, cum ar veni așa în intenție? Bun. Ce ar urma? Sigur că avem intenții să depunem proiecte pe linie de finanțare, dar să fie și cu succes. Ultima dată, să spunem că nu am reușit să prindem proiect pe extinderea rețelei de canalizare pe AFM undeva la 7 km, pentru că deschiderea liniei proiectului a fost foarte scurtă și fondurile s-au epuizat în câteva minute și am fost undeva sub linie. Dar acum am pregătit foarte bine două proiecte pe care dorim să le depunem cu prefacerea în totalitate a școlii Chicerea. Este o linie de finanțare care s-a deschis pe 23 septembrie. Chiar zilele adică trecute. Era altfel, da. Da, și pentru care noi suntem pregătiți să depunem proiectul respectiv. Și iarăși suntem aproape de final să depunem proiectul pentru construirea unui centru multifuncțional cu dotări sportive în sat Tomești. Pentru că terenul de sport care îl avem acum are o perioadă de lucru depășită și chiar și-a făcut treaba, dar e nevoie de investiție și dacă tot este oportunitatea deschide aceste linii de finanțare, noi suntem pregătiți chiar și cu proiectul tehnic pentru centru multifuncțional în sat Tomești. Da, legat de zona sportivă? Bun. Aveți sport acolo? Sigur. Că vorba aia, stăteștea oameni, 17.000 numai înscripte. În Tomești, vă spun fără falsă modestie, că sportul este viață. Are și un primar. Viață. Are și un primar care poate, știe ce e aia, nu? Sigur că da. Sigur că da. Sunt activități sportive în permanență la Tomești, de la organizarea în sala de sport a unor gale de box, competiții de basket, acum ultima oară chiar scrimă, până la crearea infrastructurii necesare mai pe românești terenuri mici de sport în toate satele comunei. Păi asta e important. E important ca lumea de la mic la mare să aibă unde să se miște, că suntem o nație Vin iarăși la dispoziția locuitorilor pentru a își petrece timpul liber. Bun, și acele... Și vedem mulți copii, pentru că vă spun personal, ne-am strâns să facem o mișcare și am ajuns pe terenul respectiv. Și n-a avut loc. Deci era plin. Deci din cartier, din Tomești, era plin terenul. Știți ce am făcut? Nu am renunțat, pentru că erau foarte mulți copii
și nu am vrut să se deranjăm. Și ne-am dus la o altă locație, tot în Tomești, în spatele primăriei, și ne-am făcut activitatea sportivă. Dar spuneți, terenurile astea sunt la acces liber? Acces liber, da. Adică acces liber după program. Nu, de exemplu. Cu... Nu. Bun, am înțeles, dacă sunt arondate unei școli sau ceva, primordial, sigur, sunt desfășoarele, orele, sau activitatea anunțată, sau activitatea anunțată în prealabil. Dar în rest da, vedem și prin Iași sau în alte zone, unde sunt terenuri, stau cu lacăt, adică pentru ce le-am mai făcut? Să le ține muzeu? Nu, aici chiar domeniul ăsta este un exemplu pentru comunele din Județ. Spuneți pentru cei în vârstă, ce... Bun. Pentru posibilități sau de a petrece timpul liber, de nu știu, de a merge, de a socializa, de a împrumuta o carte, habar n-am, de a juca un șac. Pentru cei în vârstă chiar avem în evaluare un proiect care se numește Clubul Pensionarilor. Uh-huh. Și un proiect foarte amplu în care implică și o parte socială. Asta înseamnă și un sediu, un spațiu. Da, cu tot cu construcție, care implică și o parte socială, și mă refer aici la spațiu pentru persoanele în urgență fără adăpost sau... Mai degrabă un centru social. Dar este legat cu acest club al pensionarilor, pe care noi îl avem depus pe ordine de finanțare, în evaluare, și care are foarte mari șanse. E o clădire nouă. O clădire nouă. Asta înseamnă că ar dura 2-3 ani. Da, cu siguranță se va implementa, pentru că este un proiect la care domnul primar ține foarte mult. Iarăși pentru a veni cu soluții în la cerințele locuitorilor din cartier. Și acolo oamenii s-ar putea aduna? Da. Pe de altă parte, m-ați întrebat dacă pot lua o carte. Sigur, este biblioteca comunală, Regina Maria, care e destul de dotată. Bun, vara cred că lucrurile sunt mai simple, că se mai adună în parc, nu știu ce teren. Da. Este acolo în spatele sălii de sport, pare mi se, nu? Da. Iar o sală de... O sală, un anfiteatru, nu? Da. Anfiteatru este, cel puțin și în această perioadă, perioada de vară, până în perioada timpului rece, în fiecare weekend sunt... Spectacole. Sunt diverse activități. Urmărim cu artiști locali. Câteva luni. În rest, când dă frigul... Păi, tocmai de asta v-am spus că este un proiect la care ține foarte mult domnul primar și care dorește să-l implementeze, legat de Clubul Pensionarilor. Și a găsit chiar și un amplasament ideal pe locul unde e foste centrale termice, în care e desfințată. Da, e o zonă... Și e exact în zona unde este aglomerație de oameni. Aha, am înțeles. Adică e o zonă cu vad. Da, o zonă exact pentru destinația pensionarilor. Sperăm să se facă cât mai repede, să nu fie 5, 6, 7, 10 ani. Nu, eu cred că o să, acum știm pe domnul primar, cred că o să termine. Bun, legat de angajați, sunt suficienți oameni în... Legat de angajați, mai trebuie, e criză, e bun, funcționarii sunt încărcați, sunt obosiți, funcționează la capacitate limită, maximă. La capacitate limită, nu maximă, aproape sub minim, dar funcționează, pentru că v-am spus, așa, modalitatea de lucru foarte bună la Comuna Tomești, în sensul că fiecare trebuie să-și facă treaba, dacă nu... Ce atunci... înseamnă? Păi așa trebuie să fie, adică peste tot, atribuții. Dar ce înseamnă? Da, bun, dar exact ce înseamnă. Și cum e verificat un funcționar sau cum e urmărit să-și facă treaba? Păi nu neapărat este urmărit, se vede rezultatul. Dacă ai anumite sarcini sau ești într-o echipă de management a unui proiect și proiectul tău întârzie, poate... Nu datorii, nu din cauza ta, dar dacă lucrurile astea nu le-ai adus la cunoștință și nu s-a mișcat rotița, atunci cu siguranță că n-ai spus, ai dormit. Niște probleme. Da, care e stilul de lucru? Adică dacă se întâmplă ceva și un proiect, nu știu, întârzie, merge greu, sau ai o piedică a unei instituții, trebuie să vii să spui, să... Da, ca să mai dai, nu știu, un telefon, două, trei... Sigur sau că să da, se... este la fel ca la... Ca cum e
cerința locuitorului care dorește o adeverință de rol la primărie, la fel și la proiecte, sigur, la un nivel mai mare, în sensul că trebuie să urmărești toate etapele și vezi dacă exact. Se întâmplă dacă ceva, se întâmplă, acționat în punctul respectiv. Da. Se întâmplă ceva... Da. Bun, continuăm să urmărim ce se petrece la Tomești, o localitate unde sunt proiecte, unde lucrurile constatăm că se mișcă. E și o comună căutată. Comună grea. De către, e și o comună grea. Da, mai sunt, de fapt, cam toate astea din jurul Iașului sunt comune grele. Și Tomești e o comună grea pentru că nici nu prea mai sunt acolo terenuri și e o presiune, cred că, foarte mare. Dar lucrurile oricum se mișcă în condițiile astea. Mulțumesc, domnule Cotea, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seara bună!